Bezele, dragi prieteni, astăzi, iată, ne bucurăm, am început acest parteneriat solid. Dragi prieteni, dragi români, e important să fiți alături de noi. E ediția tradițională deja vineri de la ora 13. Eugen Teodorovici, fostul ministru al finanțelor publice, dar și al afacerilor europene. Vă salut și mă bucur, vom avea o ediție la fel de interesantă, pentru că, domnule Teodorovici, nici n-au trecut câteva zile din acest an și lucrurile se afundă rău de tot, ca să spun așa, scuzați-mi expresia. Da, bună ziua, bună ziua în primul rând și mă bucur să vă revăd și pe cei care ne urmăresc, îi salut cu tot dragul. E adevărat, din păcate, nu putem sta liniștiți, avem subiecte foarte multe, pentru că cei care ne guvernează ne oferă din ce prindem noi, că vă dați seama ce este în spatele unei astfel de guvernări, împotriva țării. Această guvernare nu este o alianță sau o coaliție pentru interesul național, cum spuneau liderii acesteia. Este o coaliție pentru interesul de moment al celor două partide mari, din păcate, partide care sunt ținute captive și de domnul Ciucă și de domnul Ciolacu. Și, repet, spun mereu, nu este nicio chestiune nici personală, dar îmi pare rău de două partide care pot face istorie în România împreună dacă au într-adevăr în spate un singur obiectiv sau de fapt în spate, un singur obiectiv în față și în spate, acel al interesului național. Nu se întâmplă asta și sunt multe astfel de probleme pe care trebuie să le dezbatem pentru ca românii să știe exact situația și o altă opinie decât ceea ce ne vând noi guvernanții zi de zi. De acord cu dumneavoastră, dragi români, aici vorbim pentru dumneavoastră și dincolo de ceea ce înseamnă mainstream și manipulări. Și, domnule Teodorovici, vreau să începem, pentru că ați mai prezentat dumneavoastră acest subiect, să ne întoarcem la Ministerul Finanțelor, pentru că acolo ați făcut dumneavoastră un preambul, inclusiv la Bezeilai, dar și în aparițiile dumneavoastră la nivel național. Avem o problemă cu acest domn ministru Căciu. De ce? Pentru că pomeneați dumneavoastră de acele supraimpozitări, suprataxări și vorbim și de Petrom. V-aș ruga să detaliem, să le spunem cetățenilor, de fapt, care este realitatea și ce poate fi în spatele unei asemenea mișcări. Da, îmi pare rău să o spun și să vorbesc despre, nu știu, un coleg, o persoană, în fine, o cineva care este oarecum în aceea zonă în care și eu am activat, și anume zona de finanțe, mi-aș dori să o fac laudativ, dar din păcate nu sunt argumente în acest sens. Ministerul de Finanțe, trebuie să știm cu toții, este o instituție cheie, sau hai să spun mai clar, cel care conduce Ministerul de Finanțe trebuie să aibă ceea ce este necesar pentru ca rolul său în guvern să fie un rol cheie. E adevărat, persoana de acolo trebuie să aibă și forță politică, să spunem. Ar fi important să aibă o funcție și în guvern importantă, ar fi ideal, adică viceprim-ministru, să spunem, cel puțin. Pentru că de multe ori sunt decizii pe care vrea să le iei ca ministru de finanțe și te lovești fie de premierul în funcție, fie de șeful tău de partid sau al coaliției în cazul de față. Bun. La finanțe astăzi, eu am spus-o de anul trecut și au trecut un an de zile, iată, de când actualul ministru de finanțe este în funcție și, din păcate, bilanțul activității domniei sale este unul negativ total, dacă se poate spune în felul acesta. De ce spun asta? Luăm câteva dintre problemele principale ale românilor de aproape un an de zile, de peste un an de zile. Problema prețului energiei și al, să zic așa, deci al energiei electrice. Problema prețului l-a ridicat, foarte ridicat și exagerat la pompă, benzină și motorină. Iată problema modificărilor aduse codului fiscal anul trecut și cu aplicabilitatea de la 1 ianuarie 2023. Creștere de taxe și de impozite. O abordare incertă, incorrectă și, să zic așa, pe lipsă de coerență în mediul economic. Lipsa de comunicare și de dialog cu mediul de afaceri, cu cetățenii, pentru ca noi toți să știm cu toții, ne uitându-ne la ministrul de finanțe, care este linia, dorința, putința și mai ales voința unui guvern pe care, repet, ministrul de finanțe trebuie să reprezinte cu foarte, foarte, foarte mare și corectă, să zic așa, poziționare în zona publică. Exact. Lipsa activităților internaționale, lipsa neparticiparea la cele mai importante ședințe, reuniuni, întâlniri pe care poate avea un ministru de finanțe al unei țări, și anume Consiliul de Miniștri de Finanțe. Este cea mai importantă întâlnire acolo unde ministrul de finanțe, și în situația în care nu știe, nu cunoaște, se poate inspira, poate discuta, poate întreba în nivelul omologilor domniei sale despre soluțiile pe care celelalte state, ceilalți miniștri de finanțe le aplică pentru economiile statelor de unde ei provin.
Ministrul nostru de finanțe, astăzi în funcție, este cel care a lipsit poate cel mai mult în raport cu întâlnirile care au avut loc în timpul unui an de la aceste reuniuni extrem de importante. Asta face ca România să nu mai existe în discuțiile care se poartă la nivel european. De asta probabil de multe ori, nu de asta, sigur, de asta România, să zic așa, nu este luată în calcul, nu este întrebată și nu își poate impune niciodată punctul de vedere atunci când vine vorba de decizii importante la nivel european. Și ultima găselință, ultima, să zic așa, sau printre ultimile probleme grave ale acestui ministru de finanțe de astăzi, este ordonanța dată anul trecut, stați să mai spun încă una, încă pe o penultimă, să zic așa, chestiune remarcată de mine și de alți colegi din economie, din piață, este acel ordin dat de ministrul de finanțe, publicat în Monitorul Oficial în 30 decembrie 2022, publicat pe site pentru dezbatere, echipurile dezbatere publică exact pe 23 decembrie, înainte de ajunul, practic în ajunul Crăciunului, să spunem, da. Lumea este ocupată cu orice altceva, mai puțin cu ce vrea să facă ministrul de finanțe, să spunem. Ordin care ce face? Stabilește sau extinde domeniile în care sau pentru care profitul reinvestit nu este impozitat. Ceea ce este foarte bine. Este bine să extindem cât mai mult posibil pe acele zone ale economiei neimpozitarea profitului reinvestit de către acele companii în acele zone. Dar, din păcate, printre acele câteva domenii de activitate, coduri CAEN pe care Ministrul de Finanțe le-a stabilit într-un ordin propriu, așa, în 30 noiembrie, se află și un domeniu foarte interesantă legătura, să zic așa, un domeniu legat de piscicultură și de acvacultură. Nimic rău până aici. Dar întrebarea este, sau se pune, trebuie pusă, cum au fost stabilite acele domenii pentru care ministrul de finanțe a decis singur să nu impoziteze profitul reinvestit. Poate sunt și altele. Poate trebuie să fie mult mai multe în acea situație, mai ales în situația aceasta de criză. Pentru că altfel ne punem întrebarea ce legătură este între acest domeniu, acest cod caen, piscicultura, acvacultură și domnul ministru Daia. Care domnul ministru Daia a fost superiorul sau, în fine, șeful domnului actual ministru Câciu de la Finanțe, atunci când domnul Câciu activa ca și consilier la Ministerul Agriculturii. Da? Astăzi sunt colegi de guvern și întrebarea se pune, repet, pentru faptul că domnul ministru Daia are în administrare vreo 600, cred, de hectare de baltă, de luciu de apă, da, prin, desigur, nu direct, ci prin interpuși în speță membrii ai familiei domniei sale. Repet, nimeni nu spune nimic, dar totuși, dacă există vreo legătură între aceste două spețe, atunci problema este una destul de gravă. Adică lipsa integrității morale la nivelul guvernului actual înseamnă că este la ea acasă. Deci, ministrul de finanțe și cel al agriculturii trebuie să explice împreună cum au făcut, cum au decis ca acelea să fie domeniile și nu și altele. Da. Să ne demonstreze și să ne arate care a fost procesul de dialog cu piața. Să vedem și noi cine a solicitat acest domeniu, acest cod caen, acvacultura, și de ce și pentru care motive. Și dacă și au fost și altele și dacă au fost respinse sau nu. Asta e un penultim aspect legat de domnul Căciu. Și o, să zic așa, ultimă chestiune este ordonanța dată pe suprataxarea profiturilor companiilor care au activități, cum fine, coduri CAEN în vreo 5 zone, cărbune, petrol, țiței, gaze naturale și parcă mai era încă ceva, adică acele companii din România care obțin, a căror cifră de afaceri este cel puțin de 75% pe aceste domenii. Se pare că Petrom OMV a scăpat de această, sau scapă de această prevedere. Da. Iată, de ce oare? Și aici, oare, dacă se justifică, dacă asta este concluzia finală, că Petrom OMV nu se va încadra în prevederile acestei ordonanțe dată anul trecut de domnul Căciu, atunci domnul Căciu are o mare problemă. Și pentru că înseamnă că a legiferat în așa fel încât OMV Petrom să trișeze sau să scape, să spunem să fie așa, favorizată, corect, statul român, românilor, ceea ce trebuia să plătească. Ăsta este un aspect destul de grav și aici este chestiune legată inclusiv de, trebuie să fie discutată inclusiv de către DIICOT. Pentru că, repet, sunt chestiuni care afectează siguranța națională. Este vorba de o conivență incredibilă și de neacceptat între un oficial al guvernului
și companii din piață. Nu mai spun că, repet, e un subiect pe care îl discutăm cu toții de ceva timp, de luni de zile, și iată că la vedere, fără niciun fel de jenă, un oficial, un guvern întreg, printr-un ministru, cel de finanțe în cazul de față, lasă să scape o companie, una dintre cea mai mari companii în România, să plătească statul român ceea ce trebuie să plătească. Deci când vrei să prinzi peștii mari, nu mărești ochiurile la plasa de pescuit. Micșorezi ochiurile la plasa de pescuit, la năvod, astfel încât să prinzi peștii pe care vrei să-i prinzi. Deci trebuia să fie legiferată pe această ordonanță, plecând de jos în sus. Ministerul de Finanțe, prin ANAF, știe foarte bine, pentru fiecare companie în parte, ce produce, cât impozit pe profit plătește, câte cheltuieli are și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, trebuia plecat de jos în sus, știai care sunt companiile din aceste domenii, le aveai la fiecare cifra de afaceri, da, la finanțe, o aveai pe masă și atunci legiferai în așa fel încât ele să nu se poată sustrage acestei obligații date de către guvern. Deci este atât de simplu, numai că, din păcate, instituțiile statului nu vor să vadă, pentru că văd, dar nu vor să accepte ceea ce văd. Și doi la mână, mai grav este că românii, din păcate, o spun mereu, și am să o spun mereu, acceptă situația de față. Dar vă mai întreb, vă mai provoc, domnule Teodorovici, iată, acum două zile, că vorbim de președintele României și de România Educată. Domnia sa a spus, domnule, nu mă pricep la asta, dar vreau să transform România să fie o țară educată. Lucian Bode, da? A fost comisia de etică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, deși nu înțeleg de ce a fost nevoie, până la urmă orbea acea universitate, a dat o diplomă, se știa de atunci. A spus negru pe alb, domnul Bode a plagiat. Până la acest moment, la momentul vorbirii în care noi dialogăm, domnule Teodorovici, n-am auzit nici măcar o poziție oficială. În mod normal, demisia era automată. Impostura până unde poate merge? Pentru că totuși, gândiți-vă că noi am avut pretenții la acest domn Bode că el a negociat la JAI. Păi un om care are un trecut mai mult decât reprobabil, să spunem, nu dăm noi verdicte aici. Mai e și ministrul afacerilor interne. Vedem ce se întâmplă în țara asta unde polițiștii stau la masă cu infractorii. Ei, până unde merge această impostură, domnule Teodorovici? Domnul Huțanu, știi, celor care ne urmăresc, să vă fie foarte, foarte, foarte clar. Niciodată, sau în fine, o să vă convingeți dacă un politician român trage pentru țara lui, dacă va fi în stare să se ia de piept cu oricine din țară, din afara țării, indiferent de funcția pe care ocupă respectiva persoană, sau oricât de multe miliarde de euro ar avea în buzunar. Să știți. Acel politician român, dacă face asta, este clar că este unul care trage pentru țară și care nu are nimic în spate să-i fie reproșat. Cum a spus foarte bine dumneavoastră, domnul Bode, să se bată cu cineva pentru România ca să intre în Schengen, păi gândiți-vă că dacă face acest lucru știindu-și singur slăbiciunile proprii, acele interese, da, ale părții adverse, ar plăti imediat în toată presa internațională, națională și așa departe, articole de defăimare și nu numai, asupra respectivului ministru, în speță domnul Bode. Deci de asta vă spun, cu cât miniștrii sunt mai diplomați, să spunem, cu atât în spatele lor dulapul e mai plin cu schelete, sau schelet, să spunem așa, de care respectiva persoană vrea să-i țină acolo închiși. Deci, cu alte cuvinte, domnul președinte, pe care acum degeaba îl mai sfătuiesc, sau, de fapt, domnul președinte, uitați, mai are o șansă. În 2023, în acest an, în luna mai, când teoretic s-ar produce rocada guvernamentală, atunci când domnul Ciucă ar trebui să-și dea demisia ca să se schimbe guvernul, corect, președintele României are obligația constituțională să desemneze o persoană pentru funcția de prim-ministru, dar cum? În care persoană, că spune în aceeași Constituție și în jurământul depus de domnul președinte Iohannis la investitura domniei sale, că dânsul orice face și când respiră, trebuie să o facă pentru România. Și atunci persoana desemnată trebuie să fie desemnată nu pe interese politice, adică numim pe unul fraier ca să am eu de câștigat politic mai târziu. Atunci când faci chestiunea aceasta, îți bagi joc de țară. Domnul Iohannis trebuie să desemneze o persoană care întrunește toate calitățile necesare unui prim-ministru. Toate elementele de integritate pe care trebuie să le aibă un om politic. Da?
Și atunci dânsul poate spune foarte simplu, frații mei, indiferent de ce a stabilit voi în protocolul vostru PSD-PNL-UDMR, persoana desemnată de mine ca premier este aceasta pentru că aveți pe cine altcineva în partidele voastre sau în partidul PSD care să întrunească aceste condiții. Foarte bine. Până atunci, asta este persoana. Asta este șansa domnului președinte ca să se reabiliteze din acest punct de vedere. Numai că România educată, de care dânsul vorbea și dumneavoastră ați menționat puțin mai devreme, ne face pe noi ca ce? Să ne duce la următoarea, în fine, concluzie. Că în guvernul României, domnul Bode ar fi trebuit să plece imediat din funcție, odată ce o universitate, și nu comentez, foarte bine a spus dumneavoastră, de ce n-au ridicat sau deschis ochii atunci când a fost dată diploma? Da? Pentru că atunci trebuia făcută. Deci au să se întâmple, să producă efecte acea decizie a facultății. Deci, unu, există o astfel de decizie, o astfel de concluzie că diploma respectivă a fost așa. Foarte bine, un ministru trebuie să facă un pas în spate, pentru că la fel de tare țipau aceiași indivizi și pe timpuri când era Victor Ponta, în situația, da? Nu iau părere pe Victor Ponta, dar ca idee, să fim corecți, dom'le, dacă stabilim o linie pe care să o urmăm, hai să o urmăm cu toți. Aceeași unitate de măsură. O tragem mai încoace sau mai încolo când ne convine de la caz la caz. Doi la mână, vorbeam mai devreme de domnul de la finanțe, domnul ministru Căciu. Păi, dânsul este a doua persoană care trebuie să-și dea demisia pentru că, repet, a dovedit, de fapt a adus rușine, să spunem, funcției de ministru de finanțe, repet. Nu că am fost eu ministru de finanțe, dar această funcție cred că este, repet, una cheie esențială. Esențială pentru orice guvern într-o țară normală. Deci, ce puțin doi miniștri, repet, și domnul Daia a trebuit să fie vizat de aceeași logică, pentru că dacă ce spuneam cu acel ordin dat de ministru de finanțe și a vizat și de domnul Daia, cu siguranță, uitați, acum mi-a venit ideea, dacă cumva, și sigur, nu cumva, gândiți-vă că cererea asta trebuia să se facă de includerea acelor coduri KN de către Ministerul de Resort. Cel care păstorește zona de agricultură, zootehnie, piscicultură și așa mai departe. Cu alte cuvinte, domnul ministru Daia, cu mâna domniei sale, a cerut neimpozitarea profitului reinvestit de către, într-o zonă în care domnia sa, prin membrii familiei, are interese directe economice. Business. Exact. Asta este o dovadă clară de dovadă că noi ce să cauți într-un guvern. Și vă dau iar acel exemplu din 2015. Da. Eu când am dat amnistia fiscală în 2015 pentru cetățenii României, eu aveam de plată la statul român o anumită sumă de bani. În deședința de guvern, este pe stenograma acelei ședințe din octombrie, cred că 2015, faptul că am rugat așa, am spus, domnule prim-ministru, stimați colegi, dacă vă aflați în situația în care să vă aplicați această amnistie fiscală, vă rog să nu o faceți, pentru că nu este moral să legiferăm și să ne aplicăm nouă această prevedere. Și eu mi-am plătit, am spus, eu sunt în situația asta și am să plătesc la statul român până la ultimul leu, ceea ce am și făcut. Deci așa trebuie să procedeze și domnul ministru Daia. Să spun, pe bandă în ședința de guvern, domnule prim-ministru, stimați colegi, am cerut acest lucru pentru acest sector, pentru acvacultură, pentru că trebuie să încurajez, că de-aia sunt ministru, dar îmi suspend, nu știu, sau uitați, am cedat acțiune sau nu se mai află în posesia membrului familiei mele acest tip de activitate, pentru că nu merge, nu se poate, altceva nu se poate. Da? Adică eu să fiu la circulație polițist și dacă o să cad pe roșu, nu-mi dau, nu știu, știți, mă scap de amendă pentru că totuși lucrez la poliția română. Da, e de partea asta. E cam, avem pretenții, domnule Teodorovici. Nu mai vorbesc și de domnul Ciucă, domnul premier, că și asupra tezei de doctorat a domniei sare planează niște suspiciuni. Exact. Deci să mergem, De la capăt se strică. Se împute treaba. Se dă un semnal, cum adică tu, premier, îți oprești acțiunea respectivă pentru că ești premier? Adică tot timpul s-a băgat asta pe gât. Domnule, avem nevoie de stabilitate. Da, e criză, e greu. Păi dacă e stabilitatea, are nevoie de stabilitate, de ce mai facem blocada? Că presupun că, bun, lumea, de fapt, am putea să găsim chiar noi răspunsul. Domnule, între domnul Ciucă și domnul Ciolacu, o expertiză economică și de administrare a guvernului este aproape de zero la ambii. Cu alte cuvinte, că se schimbă unul și vine celălalt, pentru noi ca țară tot prost va fi. Dacă vrem să ne fie prost în continuare, atunci ca români acceptăm în continuare această rocadă,
da, această minciună politică care ni se servește și mergem înainte în așteptarea a ceva, al lui 2024, când probabil până atunci românii iar vor fi, să zic așa, păcăliți, mințiți în continuare. Până la București o să vedeți că iese primarul actual în funcție, pentru că o să se apuce echipurile, că așa se vorbește în piață, să dea drumul la investiții, să facă, să dragă. Românii vor uita, pentru că românii, și o spun încă o dată, cu tot respectul față de românii care sunt de bună credință pentru țara asta. Numai, românii au o problemă, învață greu și uită repede. Mă refer la chestia asta de ordin politic și de mesaje de genul ăsta. Vin unii, ne mint an de an, an de an și noi, hai domnule, hai că poate totuși acum face, hai că totuși, domnule, avem o viață care este limitată. Nu ne putem permite să acceptăm minciuna unora sau altora. Ne-a spus o dată ceva și nu a făcut, a doua oară nu mai are ce să caute în viața politică. Din păcate, se întâmplă opusul. Scurt pe doi. Și să mergem mai departe, că deja datele au apărut, sunt oficiale, le-au prezentat și Banca Națională a României și să le explicăm românilor. Domnule Eugen Deodorovici, balanța asta, import-export, asta vreau să o explicați dumneavoastră. La momentul de față, România are un deficit de 35 de miliarde. Adică, dragi români... Cel mai mare din istoria noastră. Exact. Adică, noi importăm atât, exportăm atât. Numai că diferența dintre cât exportăm și importăm e de 35 de miliarde. E clar că acești bani trebuie să vină de undeva. Și vedem că ne și împrumutăm și vom vedea ce efecte are faptul că România este la un nivel de îndatorare fără precedent. Așadar, ce arată acest lucru? De unde mai vin acești bani? Practic ne ducem în faliment, domnule Teodorovici, pentru un copil de... Da. În faliment, probabil că România nu o să intre, adică probabil și ne dorim să nu intre niciodată, pentru că România mai are un prag foarte mic de trecut, după care va deveni în totalitate și forever, să zic așa, întotdeauna, un fel de colonie, un fel de provincie a Uniunii Europene. Și vă spune un om din administrația publică, o viață întreagă nu am stat degeaba acolo, am încercat să mă luc cu moile de vânt, dar nu contează. Cine vrea să întrebe, m-am spus, curând va avea acces la o bază de date pe care am să o creez, cu tot ce am făcut eu ca ministru, ca la fonduri, la finanțe, director, secretar de stat, pe unde am fost, în ce ministeri am făcut, o să dau exemple de acțiuni pe care le-am întreprins cu dovezi, ca să nu poată nimeni să mai comenteze. Balanța comercială, să știți, cea mai mare din istorie, cum am spus și a spus dumneavoastră, 35 de miliarde de euro. Haideți să o comparăm cu ce era pe timpul lui Ceaușescu, în 86, când el a stins, dacă nu mă înșel, sau atunci a început să stingă, a avut o dorință să stingă datoria externă a României. Cred că era undeva la 7 miliarde, dacă nu mă înșel, și se ducea la 10 miliarde, parcă cu dobândi și așa departe. Și România a fost, e adevărat, pe spinarea noastră a românilor, țara unică în lume care a șters și a șters datoria externă. O chestiune bună de care noi trebuia să profităm după Revoluție, dar din păcate, după Revoluție, țara a fost condusă de criminali, exact aceiași, poate criminali, să spunem așa, care pot fi găsiți și atunci când se întâmplă războaie. Repet, atunci este vorba de vieți omenești pierdute, dar pe timp de pace să ai oameni condamnați la sărăcie, la lipsă de cultură, la lipsă de educație, la cutare, și asta este tot o crimă pentru un popor, dar cu efecte pe termen foarte, foarte, foarte lung. Deci cam acolo sunt și unii și ceilalți, să spunem, din punctul meu de vedere. Da. Deci, ce se poate face? Sau, în fine, la ce ne cauzează? În sine, datoria aceasta, balanța comercială, reprezintă o scoatere, dacă vreți așa o prezentare plastică, a banilor cu o foarte mare viteză și sigură calea de a scoate banii din țară. Pentru că noi plătim pentru produsele care vin din afara țării. Tocmai. Și implicit scoatem și nu scoatem, scoatem valută puternic din țară. Scoatem că trebuie să cumperi de afară bunuri, le cumperi în valută, le cumperi în euro, le cumperi în ce le cumperi. Aduci petrolul, le cumperi în petrol, în dolari. Da. Deci scoatem din țară într-o viteză și cu un debit extrem amețitoare ambele, banii din România. Ceea ce ne slăbește foarte mult și ne va crea total dependență de ceea ce, repet, înseamnă factor extern. Înseamnă că decizia nu ne va mai aparține. Cu cât balanța comercială este mai mare pentru o țară, cu atât decizia începe să-i scape din mână și să nu-i mai aparțină. Ceea ce este extrem de grav, și de asta am spus că România riscă foarte curând să devină acea provincie a Uniunii Europene, în care se vor vedea doar efectele deciziilor luate la nivel european, în care probabil europenii vor veni să vadă munții și văile noastre într-o vacanță, într-o țară,
altfel decât Europa de Vest, îmbărsită de poluare și de să zic așa, lipsită de frumusețile naturii, așa cum sunt în România, să spunem. Dar, repet, se poate opri acest lucru, se poate inversa acest trend dacă guvernul, cu Banca Națională mai puțin, dar guvernul să fie conștient sau și să decide în guvern, de fapt, că cineva la nivel de administrație, de guvern, trebuie să se ocupe de această situație a balanței comerciale. Cum vă spuneam în dățile trecute, da, am avut această inițiativă la finanțe, pentru că nimeni nu avea această atribuție, această obligație să se ocupe de acest lucru, să preiau la Ministerul de Finanțe discuția și facerea, zic așa, crearea unui set de măsuri pentru a opri efectul negativ al balanței comerciale și a inversa acest trend. Și acolo aveam toate instituțiile la masă, să spunem, inclusiv serviciile de inteligență din România, da, pentru că normal, trebuie să colaborezi cu ei, pentru că au elemente care pot fi de folos. Și atunci ideea era să facem așa. E o chestiune simplă. Dom'le, în primul rând, ei din balanța comercială, care sunt principalele, să spunem, 10 produse care sunt cu impact negativ esențial în balanța noastră. Dăm exemplu, carnea de porc este unul dintre produsele care, pe primul loc dintre produsele agroalimentare, care îmi cauzează mie pe balanță un minus puternic și foarte, foarte, din ce în ce mai greu de cuantificat. Și atunci ce fac? Dom'le, astea sunt primele 10 produse, ce putem face pentru ca România să le producă astfel încât consumul, cererea de consum în România să fie acoperită și dacă vom reuși în anii care urmează să și începem să exportăm. Asta este prima chestiune. Da? Mai mult, și aici se găsesc ca și exemplu, domnule, care de port, ministrul de resort, cu ministrul de finanțe. Ministrul de finanțe, repet, încă o dată este cheia aici. Spune așa, domnul ministru al agriculturii, perfect, uitați, noi importăm atâtea sute de tone, mii de tone de carne de porc. Ce putem face noi ca în următorii ani de zile să le producem 100% în România? Și ministrul de resort, dacă e unul care știe, spune așa, domnul coleg, am așa, niște inputuri care mie îmi lipsesc din întregul lanț de producție a carnei de porc în România. Care este acela? Păi nu știu, furajele. Domnule, materialul de înseminare. Fermele de creștere a cutare, abatoarele, absolut tot. Spune care sunt aceste inputuri care sunt mai slabe sau lipsesc cu desăvârșire. Și asta spune așa, domnule, am nevoie de o finanțare europeană sau de la buget sau din împrumuturi, e treaba ta ca ministrul de finanțe, de unde mi le aduci, să le pun pe picioare, să le fac să dezvolt astfel încât România să nu mai importe carne de porc. Cât îți trebuie, domnul de la agricultură? Domnule, 3 ani pentru partea asta, 3 ani jumate pentru asta, 5 ani pentru asta. Perfect. Deci după 5 ani de zile, România produce cât consumă carne de porc? Da. Perfect, ia-ți banii, apucă de treabă. Și guvernul îi face follow-up, îi face monitorizarea promisiunilor făcute, angajamentul asumate și orice guvern se schimbă, vine și menține mai departe ceea ce s-a stabilit, pentru că e de interes național această chestiune, sau poți ridica la nivel de CSAT să urmărești acolo președintele statului cu serviciile, cu toți. Dom'le, hai să vedem ce facem ca să punem la aplicare ce s-a convenit. Să nu mai importăm carne de porc. Asta, perfect. Da. Spuneți, lunar, raportați aici ce s-a făcut și ce mai de făcut. Perfect. Clar. Asta se face și este atât de simplu, numai că trebuie ca cineva să dorească, da? Și să aibă puterea să se lupte cu marile companii. Gândiți-vă, ce spunea dumneavoastră, exact. România, exact. Trebuie să ai politicianul care să vrea, indiferent de ce o să facă lobby combinatul de porci sau nu știu care din Germania, că noi importăm din Germania foarte multă care de porc. Și atunci vă dați seama că acolo, dacă eu nu mai cumpăr de la ei, undeva rămâne un minus. Unde? La ei în buzunar. Exact ca și cu taxa pe lăcomie, cu băncile, cu toate celelalte companii cu capital străin. Când tu, guvern, aduci un plus țării tale, le creezi doar un minus. Și atunci oamenii se pun pe treabă și încep să te dărâme. Îți scot un partid din coaliția de guvernare ca să cadă guvernul. Îți găsesc unul ca Ciolacu care își trădează propriul partid ca să-și dea guvernul jos, ca să vină după aceea la partid și să fie sluga celor din afara țării. Dar în cârdășie cu președintele actual al României. Pentru că ele așa se fac. Și aici, din păcate, serviciile noastre de inteligență au principala lor obligație să vegheze la interesul național și astfel de specimene să nu ajungă niciodată într-o funcție publică. Din păcate, aceste specimene sunt folosite pentru că au în spate, cum spuneam, scheleții, dosarele penale. Și atunci, dacă nu execută ordinul, e dat din funcție. Sau nu e pusă în funcție o persoană care nu poate fi controlată decât de poporul român. Este simplă ecuația. Dacă românii vor sta în continuare în casă, între Paște, Crăciun, sărbători, nu știu de care, legale, concedii și mai departe, și nu-și vor asupra, să facem o chestie. Ba, nu să vrem să schimbăm România. Ce trebuie să facem?
Dom'le, venim frumos, stop joc, astea sunt criteriile, asta, așa vrem să fie o clasă politică. Și domnul președinte Iohannis, când tot am vorbit de domnia sa, poate fi în acest an un actor extrem de important și un jucător adevărat ca președinte. Două chestiuni trebuie să facă. Dacă eu aș fi în locul domniei sale și scrit de faptul că unii sau alții spun că nu voi mai avea putere, că deja sunt ultima parte a mandatului și că pot să fac ce vor cu mine, eu mai degrabă aș face următoarea chestiune. Dom'le, două idei care ar schimba România din temelii, să spunem. Parlamentul României trebuie să fie la 300 de persoane? Da, pentru că a fost un referendum pe care poporul român l-a aprobat. Da? Așa cum spune legea. Deci Parlamentul României trebuie să fie de 300 de parlamentari și cu o singură cameră a Parlamentului, nu cu două camere, că n-am de ce să am două camere, Senat, Cameră, Deputaților. Faci decât Senatul și punct. Pentru că acolo decizi, nu Comisii de Finanțe și la buget și la Senat, Comisie de Finanțe și la Cameră. Ce aprobă Senatul, schimbă Camera Deputaților. Pentru ce? 300 de parlamentari într-o singură cameră, cea a Senatului. A doua chestiune este votul, sistemul de vot. Adică să nu se mai voteze în 2024 pe liste, ci să se voteze uninominal, adică persoanele. Pentru că pe liste, partidele politice își ascund, practic, punctele slabe. Cei mai slab în partid și le ascund pe liste. Pentru că omul săracul dă votul pentru partidul pe care îl iubește, să spunem, sau îl acceptă. Dar el nu înțelege că pe lista aceea a partidului se ascund, să zic așa, rebuturile politice din România. Mare parte. În Parlament. Mare parte. Și atunci, dacă aceste două chestiuni vor fi... Pentru că, scuzați-mă, votul pe uninominal are un avantaj foarte mare. Românii se vor uita la persoanele pe care partidele le pun în față sau le pun pe acea listă pe uninominal, în fine, cu nume și pe nume, și românii pot să analizeze ce a făcut fiecare dintre acele persoane pe care partidul le propune pentru Parlament și așa mai departe. Pentru că după aceea, din acele persoane vor fi numiți miniștri în guvern. Și așa mai departe. După aceea, miniștrii, dacă sunt persoanele care trebuie să fie, adică corecte, integre și cu expertiză și experiență, vor pune subordinea lor la fel pe bază de meritocrație. Deci lucrurile se leagă în lanț. De asta spun că sunt două chestiuni extrem de importante. Un parlament bazat pe principii clare și meritocrație și suplu, ca să nu mai cheltuim și să, în fine, pe tot felul de astfel de aberații. Deci, președintele României poate să condiționeze Parlamentul României, să-i spună foarte clar că până luna iunie, în acest an, la finalul primei sesiuni parlamentare, vrea să vadă două acte normative aduse la dânsul pentru promulgare. Cum spuneam, Parlament de 300 de persoane și sistem de vot pe uninominal și nu pe liste. În caz contrar, dizolvă Parlamentul. Să vedeți cum joacă pe frânghie toți parlamentarii, pentru că în momentul acela președintele are Parlamentul cu adevărat în mână și poate face pentru România două chestiuni care îi vor da, îi vor deschide perspectivele în schimbarea în bine acestei țări. Și va crește foarte mult în sondaje. Eu așa aș face în locul domnului Iohannis. Sunteți un om optimist, un elegant ca de fiecare dată, domnule Teodorovici. Mă îndoiesc că acest domn de care vorbim noi acum are această capacitate, pentru că eu, cetățean, și vorbesc ca cetățean, n-am observat nimic și cred că ne apropiem de al 10-lea an de când domnia sa este președintele României. N-am văzut absolut nimic, e mult până departe. Dar să vă întreb, pentru că mereu când ați aud poziții publice în guvern demnitar, ați venit și ați explicat cetățenilor. Spuneți-mi și mie, domnule Teodorovici, care e strategia actualului guvern pe zona economică? Că eu sunt absolvent de filologie, dar vă întreb pe dumneavoastră pentru că sunteți profesionistul. Eu nu o văd ca cetățean și mă uit la elemente primare. Chiar nu se poate, chiar e atât de mare haosul și dezinteresul și se acționează împotriva românilor, încât... Scuzați-mă, te duci de la săptămână la săptămână, vezi că sunt mai puține locuri de muncă, vezi că sunt oameni care au intrat în șomaj, vezi că întreprinderi mici și mijlocii, pentru că e suprataxare, e suprafiscalizare, se închid, patronul spune, băi, plecați acasă, că nu mai pot, nu am de unde produce. Și nu iese nimeni, domnule Teodorovici, să spună, domnule, din, cum ați spus și dumneavoastră, am două obiective. Parlament cu 300 de membri și votul uninominal. Asta, România până în 2025 trebuie să ajungă acolo din perspectivă economică. Eu nu o văd.
Da, și asta că ați invocat că aveți pregătire în filologie și aici vreau să vă spun un lucru. Să știți că eu am lucrat foarte bine, foarte, foarte bine chiar când eram pe zona de fonduri europene cu colegi care nu aveau pregătire economică sau, să zic așa, tehnică. Chiar aveau filologie, să știți. Și am lucrat excelent, excelent de bine și cu care colegii am făcut absorpția României să fie la nivel record și care Comisia Europeană să ne laude ca și țară pentru ceea ce am făcut într-un timp foarte scurt. Deci școala te ajută foarte mult, e adevărat, îți creează un bagaj de cunoștințe. Dar ceea ce școala nu poate să facă este să-ți schimbe ceea ce tu ai de când te-ai născut. Adică da, acel bun simț, acea logică pe care o ai, te naști cu ea și pe care, repet, așezi cunoștințe de-a lungul vieții, să spunem. Deci oamenii care ne conduc, într-adevăr, n-ai cum să vezi o strategie, o logică economică din partea lor, pentru că ei nu au, în primul rând, ceea ce trebuie, coloana aceea vertebrală, să zicem, pe care să se pună cunoștințele de-a lungul vieții, din liceu, facultate, viața de zi cu zi. Gândiți-vă că oamenii aceștia nu au așa, nu au nici acea coloană vertebrală și nu au nici cunoștințele necesare sau experiența de viață, pentru că mulți dintre cei care ne conduc astăzi nu au nici școala făcută la timp, bacul. Știm că sunt unii care au făcut la 27 de ani, domnul Ciolacu, și facultăți pe la facultăți neacreditate de zonă, da, decât după ce s-a luat diploma de licență. Mai mult, nu există experiență de o zi măcar în zona privată. Da? Eu activez de 2 ani de zile în zona privată și credeți-mă că aș fi făcut o viață întreagă, să zic așa, partea de private. Deci, oamenii aceștia nu au cum să vină cu o chestiune logică pentru că ei nu au fost puși de-a lungul vieții în situația de a face pentru ei, măcar sau pentru un angajat, 2, 3, 5, ca să înțeleagă ce înseamnă lucrurile acestea. Mai mult, să spunem că trecem și peste asta. Dânsii acești indivizi nu comunică, nu dialoghează, nu întreabă lângă ei atunci când nu știu un lucru, pentru că ei cred că le știu pe toate, nu întreabă, domnule, sindicate, patronate, asociații profesionale, se uită, nu știu, v-am spus, la alți colegi din Europa, alți miniștri de finanțe, alți miniștri ai agriculturii, alți miniștri. Deci nu întreabă. Nu întreabă nici în stânga dreaptă, nu participă la întâlnirile la care ar putea să învețe. Da? Stau aici pentru că ei, universul lor este aici, pe planurile dâmbovițene, politica de partid, calculul doar pentru voturi, cum facem să mai ducem românul să mai treacă până la momentul cutare, să voteze încă o dată masiv în partea noastră, cum putem să acaparăm, să spunem așa, comunicarea publică pentru a ne expune cât mai mult și cât mai des, să zic așa, aberațiile, pentru că o dată spuse, dacă o spui în continuu, până la urmă omul să zică, dom'le, da, așa o fi, uite, nu sunt bani, e criza suprapusă, criza din Ucraina. Deci oamenii au fost mințiți mereu cu aceste crize care, am spus mereu, ne puteau aduce sau crea, să zic așa, premiza sau premizele dezvoltării noastre accelerate, economice. Adică tu trebuia să ai o strategie economică, cum spuneți dumneavoastră, și în situația COVID-ului, da? Și atunci se putea aduce sau acționa din timp pentru România cu dotările necesare pentru partea de să zic așa, mască, cutare, prevenție și așa mai departe, numai că din păcate au dormit pe ei guvernanții, pentru că rapoartele serviciilor de specialitate au fost pe masa guvernului și pe masa președintelui României, adică am fost atenționați încă din noiembrie 2019 că urmează să se amplifice la nivel mondial acest virus COVID și din păcate ai noștri au dormit pe ei, au început să gândească doar la partea lor de business, cum să aducă, cum să cumpere măști, cum să le fraudeze, cum să cutare, neconforme, nu uitați, măști neconforme 90%. Statul român a spus că sunt neconforme, nu altcineva. Deci s-au cumpărat foarte mult, adică tot s-a gândit la business, dar la business pentru ei. De ce pentru ei? Pentru că au nevoie de bani pentru campaniile care urmează, nici că vine un an 2024, greu, dar greu, da, nu pentru români, că pe ei nu interesează de români. Vine un an greu pentru ei, ca și cheltuială, pentru că vor fi 4 alegeri în 2024. Înseamnă bani de cheltuit în acest angrenaj, pentru ca ei să rămână mai departe și după aceea la putere. Deci lipsa unei strategii economice are un răspuns, prin faptul că ei nu gândesc individual la nivel de grup, de partid, că e PSD, că e PNL, și cu atât mai puțin într-o coaliție de guvernare,
în care e clar că ideile unor oameni care nu se pricep, vă dați seama cum arată. Gândiți-vă, imaginați-vă dumneavoastră și cei care ne urmăresc, o discuție despre pe teme economice sau sociale, să spunem, între domnul Ciucă și domnul Ciolacu. Gândiți-vă dumneavoastră, cum se... Dom'le, uite, am o problemă cu tare. Măi, Nicule, tu ce problemă, ce soluție crezi tu că avem aici? Păi, domnule, ai mei, uite, spun așa. Vine domnul Ciolacu, ce, domnule, stai puțin, că ai mei sunt mai comoți. Uite ce spune domnul Budăi, că pensiile speciale pot fi tăiate așa, dar hai să nu le tăiem, că îi afectăm pe ăștia care ne conduc și ne controlează. Dă-o și tu, fă-o mai cu tare așa, fă-o reconstituțională, o dăm, că am scos-o până la final de 2022, o băgăm de-abia în 2023 în Parlament, în șmechereală, șmechereală, după care o să constatăm, după ce se discută în Parlament, că este neconstituțională. Deci, cu alte cuvinte, au jucat iar teatru în fața noastră, românii de bună credință, mulți dintre ei au zis, domnule, hai domnule, că uite săracii se chinuie, vor să facă. Și o să vedeți că această lege nu se va aplica, pensiile vor rămâne în continuare, acele nesimțite vor rămâne nesimțite în continuare, veniturile românilor care lucrează, muncesc și toți speră la ziua de mâine că o să apuce, o să fie din ce în ce mai mici, pentru că, din păcate, ba inflație, ba prețuri mari, ba fel de fel de alte probleme în economie le cauzează, în fine. Și cam asta va fi istoria noastră pentru 2023. Lupta politică deja a început. Uitați-vă, lupta pentru Rocat. O, Ciolanu, Dar oamenii își fac deja calcul. Dom'le, e bine să intrăm? Păi dacă intrăm acum PSD-ul, de contăm noi. Păi hai să găsim motiv să se rupă coaliția. Dom'le, noi am luat, știți, uitați, plecăm în opoziție pentru că PNL-ul a insistat să nu mai departe. Pentru că românul repede întreabă, bă, dar de ce să vă schimbați dacă spuneți că e stabilitate și că totul e pe roze? De ce să mai schimbați? Lăsați-o așa. Da? Dar nu, tot este bazat pe un calcul politic meschin, din păcate, împotriva tot ceea ce înseamnă român. Ba că e din țară, ba din afară. Uitați-vă diaspora, uitați-vă. Deci, câte viste au fost ale celor doi lideri de coaliție, nu mă refer la Kelemen, unul că el face viste des în la Budapesta, da, acasă. Exact. Da. Dar cei doi, Ciucă și Ciolacu, câte viste au făcut ei în afară, în diaspora? Oameni buni. Cum e, mă, în Spania? Aveți, mă, să plătiți facturile la gaze, la cutare? Cum e, mă, în Italia? Cum e în cutare? Cum e în cutare? Hai să vedem. Uite, noi acasă vrem să facem asta. Vreți să veniți înapoi acasă? Creăm niște locuri de muncă în plus, niște facilități. Ce ați dori să facem noi ca să unii dintre voi, măcar o parte dintre voi, să reveniți acasă? Vreți să mai creștem acolo? Vreți să mai scutim acolo? Vreți să mai creăm acolo un ajutor de stat pentru a crea locuri de muncă? Ce ați vrea voi să facem? Sau poate dacă vreți să rămâneți mai departe unde voi sunteți astăzi, ok, cum se vede de la voi România, din Spania, din Italia, din cutare? Cum o vedeți de acolo? Cum o vedeți când veniți acasă, de sărbători la familie? Sau la, în fine, cei care mai sunt acasă? Adică trebuie să ai o discuție, că sunt românii tăi, ești obligat să... Dom'le, de bun românul, simț. Cât este cetățean român, trebuie să-l protejezi tu ca stat. Să ai grijă de el. Că e în țară, că e în afara țării, ori în sat la el. Din păcate, v-am spus, calcul doar politic și prețul probabil după masa de la ora 2, 3, 4, 5, ei sunt împreună. Dacă presa i-ar urmări, presa de specialitate, așa ca aparat și departe, dacă i-ar urmări, vă spun eu că o să-i găsiți în locuri în care nu mai despre economie nu discută ei. Și pomenează dumneavoastră de pensii. Cum poate fi gândit sistemul de pensii? Credeți-mă, am părinți pensionari, mai au un pic și îmi spun, domnule, invită-l pe Budăi ăla, fă-l flenduri, că își bate joc de noi. Cum poate fi regândit? Pentru că ascultam zilele trecute și rectorul Universității București spunea o chestie extrem de interesantă, au fost și rezultatele Institutului Național de Statistică. E clar, România are o populație din ce în ce mai îmbătrânită, dar spunea așa domnul Preda de la Universitatea București. Dom'le, nu poți să vrei să muncești 11 ani și să vrei să ai pensie 50 de ani. Nu se poate, că nu dă cu virgulă. Iar domnul Budăi iese, ne spune de vreo 2 ani, nu știu cum îl percepeți dumneavoastră, dar mie mi se pare așa ca un păcălici, deși e frumos, elegant ce spun. Toată ziua discută, m-am întâlnit și la Botoșan cu dumnealui, să vedeți ce explica el pe acolo colegilor lui, de aveați impresia că România e ca în Elveția, să avem pensii de nu mai putem. Ei, cum poate fi regândit acest sistem al pensiilor? Da, ca a spus de domnul Budăi, mi-a fost coleg și în guvern și am avut o discuție și cu dânsul la o emisiune TV. Odată i-am explicat și am reamintit că atunci când eram în guvern, dânsul practic era doar pe postul lăsat de Olguța Vasescu liber. Olguța care, în fine, Vasescu care totuși a fost și este, o să zic așa, de multe ori
exemplu pentru politicienii în România, când vrea să se bată, probabil că și sângele de oltani care se justifică, da. Dar când vrea un lucru, chiar îl face. Și Olguța Vasescu este cea care a făcut legea 127, dacă nu mă înșel, legea pensiilor, atunci când eu i-am dat aviz pe impactul legii. Și chiar Olguța Vasescu a spus în ședința de guvern, mi-aduc aminte, în 2018, a zis ce doamna prim-ministru, nu credeam că Eugen va aviza această lege, având în vedere impactul foarte mare pe legea pensiilor. Și atunci replica mea a fost, da, e adevărat, nu cred că ar fi fost foarte mulți miniștri de finanțe care să fie avizat, să fie asumat impactul legii pensiilor în România. Dar, odată, e obligatoriu, moral și, cum vreți dumneavoastră, ca întotdeauna oamenii care au trecut în zona aceasta de pensie și care o viață întreagă au muncit, să primească ceea ce trebuie să primească, acel drept. Atenție, nu este un venit, este un drept pensia. Și atunci am spus, legea pensiilor se poate aplica, chiar cu un impact foarte mare, dar trebuie luate și câteva măsuri de reformă structurală în statul român, pentru ca acel impact să poată fi acoperit ca și finanțare, ca și bani. Bun, domnul Budăi, repet, în loc să promită atât de mult și e a doua oară când este în guvern, e al doilea mandat al domniei sale, a trecut deja peste un an de zile de ministru, să nu uităm că nu avem nicio pensie recalculată, nu avem legea 127 aplicată, așa cum a spus, cum spunea legea, adică acel procent de 40% de creștere a punctului de pensie trebuia să se producă încă de câțiva ani de zile, de-abia acum a fost atins acel punct, acea creștere, cu această 12,5%, deci după ani de zile. Totuși, în acești ani de zile, românii au fost văduviți, repet, de niște sume care erau un drept pe care românii trebuiau să primească. Deci, domnul Budăi este restant, ca și domnul Câciu și alții din guvern, cu foarte mult în fața românilor. Cum se poate face acest lucru? E adevărat, din păcate, scade foarte mult, să zic așa, numărul celor activi în zona, da, zona economică, dar chiar și așa, uite, să plecăm de la un principiu foarte clar. Oricât ar fi de greu și de complicat, o lege a bugetului când se face, se face de la, cum spune și legea bugetului în textul său, pleci de la obligația de plată față de terți. Terții, să zicem, sunt pensionari. Deci tu trebuie, da, să plătești în primul rând când pui în buget, să pui iei în calcul tăi cheltuiala ocazionată de aplicarea legii pensiilor. După care antamezi alte cheltuieli. Așa spune legea bugetului. Mai mult este, cum spuneam, moral să te achiți față de, într-un oricum, oarecare mică măsură, pentru că pensiile sunt, știm bine, foarte mici, dar și mici cum sunt ele, trebuie să fie date, așa cum spunea legea 127, votată de toți politicienii români. Da? Mai mult, pe de altă parte, am spus, cum îi spune, această recalculare. Și o să găsiți și public declarația mea, statul român, când greșește, trebuie să plătească. 1. 2 la mână. Statul român nu trebuie să transfere impotența sa și incapacitatea sa, să zic, de a rezolva lucrurile pe umerii românilor. Că vorbim de taxe și impozite pe firme, pe persoane fizice, că vorbim de neaplicarea legii pensiilor, că, domnule, nu există resurse bugetare, că n-am eu oameni suficient să fac o recalculare a pensiilor pentru ca românul să primească ceea ce trebuie să primească. Nu trebuie să transfer pe umerii românului. Prin urmare, am propus încă de acum câțiva ani de zile, da, în cazul recalculării pensiilor, să se aplice o sumă forfetară. Adică, domnule, iau un număr de pensii din toate categoriile de valoare, valorice de pensii, fac pentru aceste câteva pensii o recalculare imediată ca să-mi dau seama cam cu cât a trebuit să crească unele, care ar fi valoarea corectă a pensiilor pentru români, da? Și atunci, pe baza acestui model, să zic așa, matematic, acest calcul, bine, fac o rată prorată, să zic așa, pe baza căreia spun așa, domnul Popescu, dumneavoastră aveți o pensie de, nu știu, de 1500 de lei. Da. Domnule, în urma acestui model cel mai departe, mie mi-ar fi dat că trebuia să vă cresc pensia la 1900 de lei, să spunem. Dar uitați, am decis, neștiind că n-având calcul pe pensia dumneavoastră, da, să aplic un 75%, de exemplu, din o sumă care ar fi trebuit să fie luată de dumneavoastră. Adică primiți 75% din suma de diferența între cât aveți noastră pensia și cât ar fi trebuit să ajungă la valoarea ei corectă, după recalculare. Și atunci românul știe că măcar nu i s-a recalculat pensia, dar primește o sumă forfetară, iar statul român trebuie să bage cărbune în foc ca să
recalculeze cât mai repede aceste pensii și ca să ajungă la valoarea corectă pentru fiecare dintre pensionari. Iar atunci, dacă sunt diferențe, totuși încă mai sunt diferențe în plus, îi se dă românului diferența până la cât trebuie să primească. Dar în timpul ăsta, românul respectiv a primit o cotă parte din cât ar fi trebuit să primească, știți? Da. Dar asta, da. Asta e chestiune corectă față de români. Numai că spune domnul Butăi sau alții ca domnia sa, păi domne, cum să-i dau dacă nu știu? Păi măi, fratele meu, dar tu trebuie să-i dai românului. Nu este el vinovat că tu nu ești în stare să recalculezi pensiile, da? Trebuia de ani de zile. Repet, ai fost ministru un an și ceva pe timpul trecut, ești deja de un an și ceva ministru acum. Tu trebuia să știi ce ai de făcut din prima zi acestul cel de-al doilea, al doilea mandat. Trebuia să intri în priză. Mai mult trebuia să condiționezi intrarea ta ca social-democrat la guvernare de aplicarea legii pensiilor pentru români, pentru seniorii, așa cum le spui tu, bunicii și seniorii noștri. Da. Păi dacă tot le spui bunici, înseamnă că o spui în sensul că ții la ei. Înseamnă că tu trebuia să intri în guvern cu o condiție foarte clară. Se aplică din prima zi legea 127 pe 2019, legea pensiilor. În caz contrar, refuzi postul. Ți-a plăcut la guvernare, din păcate, domnule Budăi. E, altă chestiune. România trebuie să ceară, cum am spus de mai multe ori și am început să spun din ceea ce mai des, poate cineva aude, să ceară din toate țările europene contribuțiile sociale la contractele pe care românii le au în afara României. În Spania, în Italia și mai departe. Acolo românii plătesc contribuțiile sociale. Da? Ca și în România. CSS, CAS. Plătesc la contractele pe care ei le au la vedere în acele țări. De ce acei bani rămân în acele țări? Înțeleg, contribuțiile la sănătate este ok. Poate pentru că, în fine, românii poate pot avea un accident de muncă, se pot îmbolnăvi și atunci statul respectiv, unde românul nostru muncește, să aibă de unde să-i asigure tratamentele medicale necesare acelui român. Da? Dar pentru partea socială, contribuțiile sociale pentru pensie, acelea sunt folosite de acel stat, de Spania, de exemplu, în tot acest timp, în acești ani în cât românul lucrează acolo, Spania sau Italia sau alte țări folosesc acei bani pentru ele, pentru a se finanța ele acolo, da? Iar românul, să spunem, peste 5 ani se întoarce în România, da? Și decide să lucreze mai departe în România și să fie să se pensioneze în România, de exemplu. Atunci, pentru acea perioadă, e omul lipsă și va trebui să-i cer Spaniei să-mi dea pentru acei ani lucrați în Spania contribuția pentru românul meu, care decide să trăiască restul vieții în România și să ia pensia în România. Deci, cu alte cuvinte, atâta timp cât sunt cetățeni români, acei oameni care lucrează în afara țării, contribuțiile pentru partea socială trebuie să revină statului român până în momentul în care românul va decide să se pensioneze și va decide să locuiască într-unul din statele Uniunii Europene. Dacă decide să stea în Spania, eu, România, îi trimit cota aparte, aferentă muncii sale, guvernului spaniol pentru a-i oferi pensia românului nostru acolo în Spania. Dar în timpul acesta eu mă finanțez ca stat. În momentul acesta, eu dacă aș face lucrul acesta, statul român nu ar mai avea deficit pe bugetul de asigurări sociale, pentru că ar avea miliarde de euro în bugetul său și le-ar putea folosi, chiar plasa foarte bine și inteligent, astfel încât românii să aibă un randament foarte bun atunci când ies la pensie, atunci când vârsta și condiția de pensioare, să zic așa, o impun. Este o soluție extrem de bună și extrem de puternică pentru a negocia la nivel european, inclusiv aderarea la Schengen, să știți, chestia aceasta. Pentru că să noi finanțăm de zeci de ani de zile sistemele sociale din Europa în loc să finanțăm pe al nostru. Paradoxul, despre asta este vorba. Crește datoria externă a României, domnule Teodorovici. Ce impact are? Ce înseamnă acest lucru? Ce efecte? La ce să se aștepte românii? Cum îi influențează? Vă rog. Da, imaginea când datoria... Sunt doi indicatori care, să zic așa, deficitele gemene, de exemplu, care sunt luate în calcul de agenții de rating investitorii străini. Deci, cele două deficite sunt deficitul bugetar și deficitul de concurent, balanța de care, cea despre care noi am vorbit mai devreme. Dar, de asemenea, și datoria, gradul de îndatorare al țării, contează și atârnă foarte greu atunci când agenții de rating evaluează România sau când investitorii străini vor să arată să vină în România. Pentru că acolo este imaginea pe acești trei indicatori, dacă România este un stat, să zic așa, care își poate onora obligațiile de plată la momentul la care trebuie să o facă. Cu cât datoria este mai mare, cu atât ratingul meu de țară este mai prost și costurile de finanțare sunt mai mari. Pentru că asta arată că România se îndatorează
deja își, să zic așa, manetează viitorul propriei populații, să spunem, și propriei economii pentru anii care urmează, ani care nu știm cum vor arăta. Uitați-vă că internațional situația stă din ce în ce mai prost. O situație conflictuală, un război dus la granițele României face ca întreaga lume să se zdruncine, să se reașeze, să zic așa, mai ales economic. Forți, polii de putere din lume se reașează, se regrupează și uitați-vă alianțe extrem de puternice, gen Rusia, China, India sau alții în lume discută despre noi, să zic așa, alianțe, ceea ce va schimba, să zic așa, polii de putere în lume. Noi stăm oricum așa, bezmeti și nu știm unde, ca de obicei, nu știm cu cine să jucăm și rămân tot timpul între scaune, din păcate. Dar această datorie externă crește cu complicitatea, să zic așa, celor din ambele partide din România și mai ales în speță PSD. De ce? Pentru că în 2020 a fost un amendament propus de mine în Parlamentul României, adoptat de Comisiile de Buget de Finanțe din ambele camere ale Parlamentului, Comisiile Reunite de Buget Finanțe, și amendament care spunea ce? Că Guvernul României nu are voie să înnatureze mai mult, era atunci un 48 sau 49%, dacă nu mă înșel, pentru că era în 2020 și domnul Câțu, știți foarte bine, cu Orban se împrumutau așa, agresiv. Și deja datoria României a ajuns undeva aproape de 50%, era undeva la 49%. Și atunci, ca să evităm depășirea acestui prag psihologic, am propus acest amendament și am spus, domnule, guvernul se poate împrumuta în continuare, pentru că e nevoie, poate să se financeze, dar dacă vrea să depășească acest plafon de 49%, trebuie să vină în fața Parlamentului să explice și să ceară aprobarea Parlamentului, pentru că totuși Parlamentul României este cel care este votat și, să zic așa, mandatat cu încrederea românilor pentru treburile țării. Exact. Și atunci nu era nicio nebunie, era chiar o chestiune logică, repet, ca un guvern irresponsabil, cum a fost cel al Câțu, Orban și de atunci încoace astfel de guverne, să nu ne vândă totuși. Adică să putem și noi să spunem ceva prin Parlamentul ales de români. Și atunci amendamentul, când s-a supus la vot în plenul Parlamentului, a fost respins în unanimitate de toți parlamentarii, cu o singură excepție. Excepția fiind eu, pentru că eu am propus amendamentul respectiv, că a fost ministru de finanțe, dar domnul Iohannis acolo a avut un rol foarte important, pentru că înțeleg că a solicitat clar eliminarea acelui amendament. UDMR-ul, care a preluat comanda, imediat s-a conformat, a amenințat PSD-ul că nu știu ce se întâmplă, iar PSD-ul, prin vocea domnului Ciolacu, a transmis în parlamentarilor, senatorilor și deputaților să se respingă acel amendament, cu toate că au fost parlamentari, membri în Comisie de Buget Finanțe, care l-au adoptat în primă fază, dar după aceea l-au respins. Deci această limitare și evitarea depășirii datoriei publice peste 49% a fost discutată în Parlament. Dar agreată extinderea și majorarea datoriei de către PSD în primă fază, în fază decizională. Deci, asta spun, PNL-ul ca PNL-ul, să știți. Liberalii sunt un partid de care țara, să zic așa, poate avea nevoie, măcar de multe ori, să vezi cum să nu faci lucrurile, să nu greșești. Sau domas ochiși, da. Bun, am înțeles. Nevoie. Și eu tot timpul am avut colegi liberali, să spunem, și cu care m-am înțeles foarte ok, oameni de cuvânt, și tot timpul când mi-au făcut moțiuni simple în Parlament, ca ministru la fonduri, ca ministru de finanțe, am făcut tot timpul apel în moțiunile, răspunsul meu la acele moțiuni, că fac apel la liderii, la colegii din Partidul Național Liberal și încercând să le trezesc memoria și, să zic așa, cu privire la vremurile în care totuși erau liberali de seamă în această țară și care au făcut și ei lucruri bune pentru România. Dar vina aparține în totalitate, cum de fapt PSD este partidul care a dus cele mai mari realizări României prin oamenii pe care i-a avut în partid, nu ca partid în sine. De ce? Aderarea la NATO, aderarea la Uniunea Europeană, președinția Consiliului Uniunii Europene în 2019. S-ar fi încununat și de Schengen dacă, să zicem, s-ar fi întâmplat sau dacă s-ar întâmpla pe perioada, să zic așa, oarecum, da. PSD. Oarecum. Dar, din păcate, PSD-ul a făcut sau a contribuit, din păcate, prin liderii săi, nu partidul în sine, deci prin liderii săi, de la un moment sau altul, la anumite situații, să zic așa, nedemne de un stat precum este statul român, să știți, și față de cetățenii săi.
doar prin prisma unor interese ale acelor persoane care au condus vremelnic Partidul Social Democrat. Și pe final mai erau două teme, dar vreau măcar să facem un preambul pentru că vom continua săptămâna viitoare. Cum vedeți evoluția pieței bancare în România, domnule Teodorovici? De ce vă întreb? E o întreagă nebunie, e clar că de această piață depinde dacă ne mai luăm credit, nu ne mai luăm credit, dacă e mai mare, dacă e mai mic. Cum o vedeți dumneavoastră? Ce fluctuații? La ce vă așteptați? Cred că în 2023, acest an, la fel, cred că Banca Națională poate să aibă un rol, să zic așa, determinant în a schimba oarecum în a schimba oarecum abordarea băncilor din România, cele 35 de bănci comerciale. Adică Banca Națională trebuie să iasă să spună foarte clar, în primul rând, care este diferența, care sunt condițiile impuse de Banca Națională pentru finanțarea în piață și care este diferența între ce impune Banca Națională și ce impun băncile comerciale, pentru că este o diferență foarte mare și din păcate vina este dusă de unii în mod intenționat către Banca Centrală. Nu. Să știți că Banca Națională nu impune condițiile acelea dure de finanțare. Da, garanții, cutare, așa cum o invocă cei din bănci. Nu. Băncile comerciale adaugă peste ceea ce impune Banca Națională un set nejustificat de condiții de finanțare. Și atunci face greoaie sau chiar imposibilă finanțarea economiei. Și atunci eu sper, repet, ca Banca Națională să facă un astfel de pas, în colaborare cu Ministerul de Finanțe să vină și să stimuleze finanțarea în piață pentru investiții, atenție, nu pentru nevoi personale, pentru că nevoile personale automat ne duc în adâncirea deficitului de cont curent, pentru că oamenii cum vor cumpăra bunuri din import în marea lor parte. Deci încurajarea investițiilor în România, adică finanțării investițiilor în România, pentru că România să poată să crească economii și implicit băncile care trebuie să fie un partener corect în piață și un partener adevărat în piață pentru investitori, să fie din ce în ce mai prezente, dar în condiții de finanțare cât mai apropiate de condițiile pe care le oferă aceleași bănci, să spunem, în țările de origine, pentru mediul de afaceri de acolo. Adică vreau să văd și eu în România un cost de finanțare egal sau, hai să zic, cât mai apropiat de costul de finanțare din țări precum Spania, Italia sau Franța, nu știu, alte țări, Germania, acolo unde băncile din România își au origine. Austria, să nu uităm Austria și mai departe. Pentru că așa este corect. Vorbim de o familie europeană unde și obligațiile, dar și drepturile trebuie să fie egale. Deci poate fi piața bancară, se poate, să zic așa, relansa, dar nu în zona de profit. Că aici ne-a convins că poate să o facă, ci în zona de finanțare reală a economiei din România, așa cum o fac în alte țări, repet, acolo de unde băncile respective provin. Mulțumesc mult, a fost o reală plăcere, domnule Eugen. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Pe săptămâna viitoare. Un weekend luminat în care să ne gândim cu așa, să stăm, să judecăm și să aducem la o concluzie cât mai aproape de ceea ce ne dorim și începând de luni încolo să punem în aplicare ceea ce planificăm pentru timpul care urmează. Toate cele bune, doamne ajută, gânduri calde de la Iași, toate cele bune pe săptămâna viitoare. Dragi prieteni, informații, analize pertinente pentru dumneavoastră, Eugen Teodorovici, partenerul nostru, ca în fiecare săptămână, fost ministru al afacerilor europene, al finanțelor publice, analizele domniei sale, a trebuit să ne pună pe gânduri. Pe noi cetățenii, cred că poate în al 13-lea ceas, dar guvernanții lasă de dorit. Aici se încheie această ediție. Mulțumim că ne-ați urmărit. În câteva minute de la ora 14:30, ca de fiecare dată, HD Hartmann în direct cu noi, analist, politic profiler, jurnalist. Veți vedea subiecte ferbinți ce țin inclusiv de criza războiului din Ucraina. Până atunci, rămâneți pe www.bzei.ro, platformele noastre de Facebook, BZI, BZI, BZI Live, canalul nostru de YouTube, BZI și pe TikTok puteți găsi porțiuni din emisiuni, inclusiv din, iată, sfaturile și analizele făcute de domnul Teodorovici. Pe curând, numai bine!